Anul acesta, ziua culturii naționale, coincide în mod fast cu aniversarea 25 de ani ai publicației culturale Dilema sau Dilema Veche. E vorba de o diferență de o zi, mai exact în 14 ianuarie 1993 apărea primul număr al revistei Dilema, publicație culturală editată de Fundația Culturală Română, avându-l ca editor fondator pe Andrei Pleșu. Apoi, în 16 ianuarie 2004, apărea primul număr sub denumirea nouă de Dilema Veche, cu aceeași echipă redacțională și editată în regim privat. În prezent, revista face parte din trustul Adevărul Holding și Dilema Veche apare săptămânal, joi, și are acoperire națională. Publicația a avut trei redactori șefi: Elena Ștefoi, Mircea Vasilescu, Sever Voinescu. Mircea Vasilescu a condus revista timp de 17 ani. De un an, redactor șef este Sever Voinescu. Așadar, într-o astfel de zi, Ziua Culturii Naționale, când îl sărbătorim desigur pe Mihai Eminescu, dar și cultura națională, avem ocazia să ne aducem aminte de rolul unei astfel de reviste culturale pe care o recomand din toată inima. Sunt convins că oricine care citește 3-4 luni, în fiecare săptămână, câte 3-4 articole din această revistă Dilema Veche, își îmbogățește orizontul cultural, își îmbogățește bagajul de cuvinte și de expresii. Cu alte cuvinte, poate sărbători în limba patriei mumă zilele importante dintr-un an și poate să observe cum limba este un organism viu. Îi datorăm mult lui Mihai Eminescu, dar le datorăm și altora care de-a lungul anilor au îmbogățit limba noastră și într-o astfel de zi, cum este Ziua Culturii Naționale, în primul rând ne aducem aminte de limba patriei mumă.